Închiderea unor secții din cadrul celei mai mari unități sanitare din județul Neamț nu este o noutate. Lipsa personalului medical și mai ales lipsa medicilor specialiști ori primari din anumite domenii face ca atunci când cei angajați intră în concediu de odihnă, secțiile să nu mai poată funcționa și să fie închise. Nemulțumirile pacienților legate de acest aspect par neimportante sau cel puțin imposibil de rezolvat, câtă vreme grila de personal nu poate fi ajustată sau, în unele situații, atunci când se organizează concurs pentru ocuparea vreunui post, fie să nu se prezinte nimeni, fie candidații să nu fie suficient de bine pregătiți. Săptămâna trecută, Spitalul Județean Neamț a fost verificat la sânge de o comisie care peste câteva zile va anunța dacă unitatea sanitară va primi acreditare. Cele trei secții menționate au funcționat, cel mai probabil medicii fiind rugați să aștepte până pleacă comisia ministerială de acreditare pentru a intra în concediul legal de odihnă. Acum, în loc să primească îngrijiri la Spitalul din Piatra Neamț, pacienții care necesită intervenții neurochirurgicale sau de chirurgie plastică vor fi transferați la clinici din Iași sau București, iar cheltuielile vor fi decontate cel mai probabil serviciului județean de ambulanță. Nimeni nu spune însă cine va deconta nervii pacienților care vor fi puși pe drumuri pentru a li se asigura dreptul la sănătate.